Hai să vedem dacă găsim pe cineva care este deja abonat la canalul nostru de YouTube. Ia uite niște copii în față. Salut copii! Am o provocare pentru voi. Da. Pentru o tură cu monociclu electric. Sunteți abonați la canalul da, meu de YouTube? Eu da, vă cunosc, Cum am eu pe YouTube? Ia! Willy Spinner, parcă. Will Spinner, da. Will Spinner. Și de unde suntem noi? Ploiești. Bravo! Din Ploiești, uitați, să vedem. Uitați aici, uitați. Ia uite mă că e abonat și are și clopoțelul. Fii atent. Tu mai ai să apeși clopoțelul. Și tu n-ai încă telefon sau? Oh, ai și tu telefon. Da, dar nu sunt Tu oricum ești foarte mică, așa că pe tine o să te dau oricum o tură. Așa că sunteți pregătiți pentru o tură cu monociclu? Da. Bravo copii, hai să vedem. Credeți că puteți să vă țineți echilibru, să vă dați cu ăsta? Vreți să încercați? Da. Eu aș vrea să încerc, da. Ai vrea să încerci? Da. Hai să încercăm, ia să vedem. Dar vă țin eu, deci fiți atenți că în mod normal nu ai voie până la 16 ani să mergi pe monociclu. Dar o să vă țin eu și o să vă asist. Mergeți în siguranță, da? Da, voi e frică. Hai să vedem, fii atent. Mă iei de gât, deci cu mâna stângă, mă iei de gât, te ții de gât. Deci toată mâna din buzunar. Toată mâna din buzunar și te ții de mine, da? Te ții de mine, da? Bun. Și acum apeși ușor cu vârfurile degetelor, dă-mi mâna asta. Sau ține-mă de mână aici, ia-mă de mână. Așa. Da? Vârfurile degetelor, da? Hai că mă îndepărtez eu ușor de tine. Te țin. Bun. Hai, apasă ușor cu vârfurile degetelor. Acum las piciorul stâng pentru a vira, da? Așa. Ai mai mult pe piciorul stâng și în față, da? Pe vârfuri, da? Așa. Ți-a plăcut? Da. Cine e următorul? Eu. Hai, oricare, haide. Deci plecăm tot la fel, da? Da. Hai, te ții de mine, ia-mă de gât. Piciorul drept sus. Hai, te țin eu, da? Bravo. Bravo. Dă-te mâna de pe mine. Așa, perfect. Acum, ușor, ușor echilibru, da? Vârful piciorului în față. Bravo. Cum a fost? Foarte frumos. E greu? Da. E un pic, nu? Da. Hai, vrei și tu? Hai că te țin eu, n-ai ce să faci. Ce frumos. Dacă e să-ți pierzi echilibru, eu te iau direct în brațe. Hai, mâna pe după gâtul meu. Sus. Bravo. Simți greutatea ei așa un pic? Da. Dă mâna jos de pe mine. Scoate mâna în față, că te țin eu, da? Scoate mâna în fața mâinii mele. Bravo. Și acum, apeși ușor în față. Pentru a accelera, da? Ți-a plăcut, nu? Dar e greu sau ușor? Un pic. E un pic, nu? Deci de la 16 ani aveți voie să vă plimbați cu monociclu, fără nicio problemă. Hai să vedem fiecare în parte, ce păreri. Ce păreri ați avut? Hai zi tu primul, că tu ai fost primul. Foarte frumos, mi-aș lua și eu, dar aș vrea mai mult să-mi iau motocross. Motocross îți dorești? Păi fii atent, dacă vrei motocross, te uiți la canalul meu de YouTube, Will Spinner, și o să vezi acolo clipuri off-road, cu motocicleta începând din luna mai. Ție cum ți s-a părut? Părerea mea este una foarte bună de acest monociclu electric. Electric și îmi place foarte mult și chiar îmi doresc să-mi iau și eu unul. Foarte tare. Știi ce mișto e să mergi la școală cu el?
Da, îmi imaginez. Și ție ți-a plăcut? Da, foarte mult și când o să crești mare aș vrea și eu să o iau. Mie mi-ar plăcea să fie de închiriat, ca să se poată plimba oricine pe un monociclu electric. Dai 10 lei, te plimbi 10 minute, că până la urmă curentul e ieftin. Că doar de curent vorbim aici, bine, se tocește un pic cauciucul, dar în rest nu-i mare lucru. Deci ați mai repeta experiența? Dacă ne mai întâlnim, mai vreți să mai dați o tură? Da, da. Bravo, mi-a plăcut. Mi-a plăcut și mie că ați avut curaj. Da. Hai să vedem dacă mai găsim pe cineva care vrea să dea o tură cu monociclu. Bună ziua! Bună. Sunteți curioși să dați o tură cu monociclu electric? Da. Da? Păi hai cu mine atunci să încercăm. Iată. Aici în spate. Ce dai mie mâna asta pe după cât? După cât aici. Așa, și acum piciorul drept, piciorul stâng, mâna asta aici. Și acum eu te țin, da? Și cum funcționează un monociclu electric? Apăsăm cu vârful de picior drept în față, da? În jos, practic, pentru a accelera. Și apăsăm pe stâng. Mi-a părut foarte bine, eu sunt cu Wilson. Bravo. Te-a plăcut? Da. Bravo. Ne mai vedem și altă dată și te mai las să mai dai o tură, da? Mersi și eu. Hai să vedem dacă mai găsim pe cineva să dea o tură cu monociclu. Ia uite aici niște băieți. Salut, băieți. Salut. Pentru o tură cu monociclu mă urmăriți pe YouTube? Hai să vedem. Ia să vedem. Bun, da. Hai, care e primul? Toni. Hai. Fii atent, pune o mână pe gâtul meu. A, dă-și tu ghiozdanul jos, te poți ține mai bine. Hai, sus. Curaj, da? Picioarele în față, mai stângul, adică mai în față un pic, da? Bravo. Bravo. Și acum dă mie mâna asta. Da? Hai. Ai mers cu hoverboard vreodată? Nu. Nu de asta. Mai bine așteptai să vină și pe asta. Da. Ușor, ușor, hai, piciorul mai la interior, da? Nu e nicio problemă dacă scapă pe jos și te țin, deci tu n-ai cum să te lovești, te-ai înțeles? Cum e? E mișto! Prinde 47 la oră, prinde. Mamă! Hai, te lași ușor pe piciorul din stânga și te întorci, da? Hai, vede. Iată, da? Dă piciorul mai la interior. Bravo, mai la interior. Ai de-alea protecții de fotbal pe picioare? Nu, dar am gambele mari. Hai să vedem. Cum e? E periculos? Nu chiar. Nu e, nu? Dar stai cu spatele drept, privirea înainte, nu te uita la el. Doar gândește-te ce faci cu picioarele, nu te uiți la picioare, da? Hai, și stânga și ne întoarcem. Bravo, foarte bine. Bravo.
Și acum ne pregătim să ne dăm jos, da? Mă ții de gât, hai. Gata. Bravo, care e următorul? Hai, Cibrin. Hai, ia-mă de gât cu mâna stângă. Ușor, dă-te jos, dă-te jos. Acum, hai. Bravo, dă-mi mie mâna aici. Așa. Bun, găsește-ți echilibru pe el prima dată, da? Ușor. Haide. Accelerăm ușor. Trebuie să apeși pe vârf, vrei mers pe hoverboard? Da, da, de mult. Să știi că ăsta e mai stabil ca hoverboard-ul, că ăsta trece peste pietre, peste borduri, peste orice. Dar are și o roată. Are o roată, da, și tu ai două picioare. Practic, e exact același lucru ca la bicicletă, numai că cel mai greu e să te urci pe bicicletă. Știi cum, când ai învățat să mergi pe bicicletă, când aveai 5 ani, ăla era cel mai greu lucru. Urcatul și plecatul acolo, că după aia merg. Ia uite ce echilibru are, fii atent. Că eu nu-l țin, deci eu nu-l țin deloc. El merge singur. Da, dar și mă împac picioarele acum. Dar îți dai seama că merge singur, nu? Deci eu nu-l țin pe el absolut deloc. Păi la început e cel mai greu. Știi care e faza? Cel mai greu e să mergi încet. Da, cu viteză merge oricine, și cu mașina, și cu motorul, și cu orice. Ha, și înapoi, stânga. Bravo. Și a stat la antrenament la fotbal, nu? Da, bravo. Și tu chiar nu vrei să încerci? Mm. Nu te cred. Deci nu te cred că nu vrei să încerci. Nu vreau. Încearcă, mă, știu. Eu zic să încerci. Sigur, hai, tu încerci. Alex, vrei? Mai curaj? Sau nu vrei, nu-ți place? Nu-ți place, nu? Du-te, mă. Nu vrei? Băieți, eu vă mulțumesc mult de tot. Dacă mă mai vedeți și vreți să dați o tură, îmi faceți un semn, da? Da. Adrian mă cheamă. Mi-a părut bine. Salut. Stai. Vino acum pe canalul meu de YouTube și abonează-te pentru a fi la curent cu videoclipurile pe care urmează să le postez în următoarele 2-3 săptămâni cu motocicleta. Haide!